Bine v-am regăsit, vreșanilor, la un nou episod foarte, foarte special de Case Opening pe Hellcase. Astăzi, băi și fete, o să facem un experiment super, super interesant și vreau ca la acest clip să strângem foarte, foarte multe like-uri, pentru că avem doar 100 de dolari și cu 100 de dolari o să încercăm să facem cât mai mult profit aici pe site, să vedem dacă e bine sau nu să depozitezi câte 100 de dolari. Acum, desigur, nu trebuie să luați neapărat în serios, pentru că norocul diferă de la persoană la persoană. Noi o să încercăm astăzi să facem cât mai mult profit. Dacă reușim, e bine, dacă nu, asta este. Asta nu înseamnă că dacă o să pierdem azi bănuții, tu cel care o să te uiți la acest episod o să vrei să depozitezi și o să pierzi și tu. Depinde foarte mult de situație, depinde de zi, adică e ca și la păcădere până la urmă. Și vreau să vă readuc încă o dată aminte, băieți, avem un giveaway foarte special, desigur, pe Hellcase, fără depozit. Sunt 150 de persoane înscrise până în momentul de față. Aveți un cuțit acolo foarte mișto de 93 de dolari și pe lângă asta 3 skin-uri foarte, foarte mișto alese de voi. Este giveaway privat doar pentru cei care accesează linkul. Sunt niște reguli foarte, foarte basic. Maxim un minut vă iau din timpul vostru ca să vă înscrieți. Despre acest giveaway este vorba, băieți și fete, 8 zile mai aveți la dispoziție să vă înscrieți. După cum se poate observa, este fără depozit. Doar atenție, neapărat să dați aici la refil înainte de ziua mea, înainte de 30 martie. O să dăm 2 cuțite pentru voi, tot așa retrase de pe site. Primiți și niște bănuți, de asemenea primiți și un discount acolo dacă vreți să vă jucați. Este vorba despre un cuțit God Knife Bright Water, un Deagle Ocean Drive, un AK Neo Revolution și un M4A1S Hyper Beast. 100 de dolari aici, se știe, pe forținii, pe barosăneală. O să începem cu cutiuțele de la Event până la, nu știu, 25, să zicem, după care mai încercăm alte cutiuțe. Vedem, Doamne ajută, țineți-mi pumnii strânși. Hai să încercăm să deschidem cutiuțele de la Event. Îmi place că s-au dat niște ropuri destul de bune. Deci chiar sunt tare curios, frate, să vedem. Ne dă un flashback, am înțeles. Am început în forță, deci cred că astăzi o să pierdem 100 de dolari în 5 minute. Cum să pierzi 100 de dolari în 5 minute? Deci de bun, nici nu stăm. Deci deschidem așa pe repede înainte de băgă la upgrade. Poate un case beta acolo. Încercăm, frate, să facem profit. Ne dă un Glock 18 Vogue. Hai să vedem, dar Hyper Beast-ul ăla ce zicea, frate, ești nebun? Până acum n-am făcut deloc profit, ne ducem deja la 12 și uite cum se scurg banii, frate. Deci uite, uitați-vă cum se scurg banii, ca să vedeți cât de norocos sunt eu. Ne dă un P90 Trigon. Dar uite-te și tu ce drupuri au primit băieții ăștia și mie nu-mi dă nimic, ești nebun. Asta îmi place să văd și ne ducem la 25 și deja am rămas doar cu 50 de dolari. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă. Am putea să ne băgăm, mamă, Blaze-ul ăla, ce zicea? Ne-a dat un mare caiman care cred că vreo 12-13 ar fi, mamă, și cuții s-a dat 18. Mergem aici să vedem. E cutie, uite, e cutie la 1.75. Deci încercăm să luăm cât mai multe cutiuțe. Ne băgăm la upgrade-uri cu ele. Cu itemele care ne pică, sunt foarte energic, băieți, pentru că voi când o să vedeți clipul ăsta, probabil o să fiu deja plecat la București. Ia să vedem, aici ce mai avem, uite, 5.25, mamă, la Zodiac, hai să vedem, ne dă ceva la berbec aici, că noi suntem pe Zodiace, pe alea. Stalker, not bad, cred că e destul de interesant și scump într-o oarecare măsură, nu? Nu e o problemă de băgare asta de 15, băieți și fete. Mamă, nu știu dacă e o idee foarte, foarte bună, dar încercăm, frate, încercăm, băi, o să ne băgăm la upgrade, efectiv, în speranța când ne dă un gamma Doppler. Dar tot nu suntem acolo, frate, tot nu suntem unde trebuie. 12.52, ne băgăm la un Riptide Tiger. Hai să încercăm să deschidem un Riptide Tiger de 17 și ne mai rămâne cu 13 și s-au dus bani, efectiv. În 3 minute, ce am zis, că am zis 5 minute, în 3 minute s-au dus 100 de dolari. Deci cum să pierzi 100 de dolari în... Mamă, 13, noi am dat 17. Băi, nu poți să zici că spre deosebire de counter în care dai, să zicem, 100 de dolari și spică ceva de nici 10 măcar, poate, dacă nu e o situație mai specială sau un caz mai special. Măcar aici de bine de rău spică, dar tot nu e ce trebuie. Ia, putem să deschidem asta? Văd că putem aici, dar nu știu ce-o fi asta. Temple Righteous Rich, hai că am vorbit engleză de toți banii. Te rog, In the Living Color, de ce nu ne dai In the Living Color, băieți? Ia să vedem că e 3.93. Mamă, avem doar 8 dolari, fiți atenți. Mergem la o cutie foarte, foarte dragă mie și anume Covered, frate. Și deschidem Covered-ul să vedem ce reușim să facem. Băi, sper să se vadă bine pe filmare, sper să mă aud bine, sper să fie totul în regulă. Un Glock 18 Revolver, asta îmi place să văd. Ba, un 5.7, stai, scuzați-vă pe mine. Deci, noi am dat 100 de dolari, guys, pentru 78. 22 de dolari în minus aproape, nu e așa de rău, dar hai să mergem la upgrade. Să încercăm să ne scoatem pârlialea, da? Uite, încercăm să dăm două skin-uri de 5.73 pentru un AVP și lăsăm stânga, da? Hai să vedem dacă avem noroc azi la upgrade. Bineînțeles că nu avem noroc, era mare dreapta. Două cu Vereșanu. Bun, încercăm să ne băgăm și cu astea, că de ce nu? Pentru că au ăsta și lăsăm tot o stânga, că băi, stânga e norocoasă. Asta îmi place să văd. Bă, viața trebuie să riști, frate, că dacă nu riști, nu câștigi, ești nebun. Îl lăsăm deoparte că e frumos, îl tragem pe dreapta. Ne băgăm acum cu 11 pentru Deagle-ul ăsta, pentru Dragon-ul ăsta și punem o dreapta, băi. Fiți atenți, punem mare dreapta. Și am luat upgrade-ul. Doamne, doamne, Dumnezeule. Cât ghinion pot să am astăzi? Și ne mai băgăm cu ăsta de 8.87. Hai să băgăm un 5x. Uite, pentru M4A1S-ul ăsta Hyper Beast și dăm o stânga 17% șansă, e al nostru. Fiți atenți.
Eu nu pot să cred așa ceva. Eu nu pot să cred cât ghinion putem avea astăzi, guys. Și efectiv mai avem momentul de față $59. Acum hai să vedem dacă ne putem scoate pârleala. O să vindem skidurile, eu așa aș face cel puțin în locul vostru. Și avem 60.60. Băi, m-aș băga la un premium, sincer, că mi-e tare drag de cutia asta, guys. Dar sunt drop-uri prea bune care s-au dat deja. Băi, eu am o zi proastă, o zi mai unlucky. Nu, uite ce-mi dă, frate, un judgment de ăsta, Fanubis. Doamne, am dat de nebun. Hai să încercăm să luăm înapoi bănuții. Uite, să mai încercăm un 5x, nu știu ce să zic, un 2x. Totuși, uite, și lăsăm o stânga. Hai, frate, dă-ne banii înapoi. Mie nu vine să cred, frate, cât ghinion avem astăzi. Deci, uite, la skirmish asta sau skirmish. Hai să încercăm să o deschidem. Băi, doamne, deci un cuțit ceva nu ne dă și nouă, frate. Un Hydra care, mamă, e printre cele mai proaste iteme, deci nu. Deschide cutia lui Jaxi. Jaxi reușește să ne scoată pârleala. 3 cutii Jaxi, guys, mai rămâne cu $8 aici. Hai, Jaxi, scoate-ne pârleala. Păi, să vedem. 11. Mamă. Hai să dăm un beast de 4.25 și poate ne băgăm și la Onyx. Ia, vedem ce reușim să facem. Deci astăzi e o zi tare unlucky, sincer, și îmi pare rău că v-am dezamăgit. Sincer, eu o să vă arăt oricum istoricul meu de depozit până o să obțin parteneriatul, ca să vedeți că m-am jucat la viața mea. Onyx e 18, dar fiți atenți, avem astea aici. Ne lasă să deschidem astea oare? Hai să vedem, deschidem-o de asta rapid, un șoc. Ia, hai, dă-ne ceva. Bun, un trader, bun. Bine, aici nu garantez că aveți și voi de asta, dar de-a lungul timpului 17, bine. Onyxia, știu că l-am cuțit. Hai să deschidem o cutie Onyxia, băieți. Doamne ajută, ne rugăm la sfântul nostru game, ne dă un cameleon. Uite, știu, scorciul ăsta, scoarța asta de cuțit, ești nebun. Riptide Collections, cuțite, n-am găsit că, din păcate, nu prea am avut. De unde? 3-6 asta. Guys, facem o mică mare manevră, ne băgăm la grei să scriem o cutie min. Nouă ne trebuie doar $36 și lăsăm o stânga. Te rog, doamne! Doamne, salvează-mă, doamne! Doamne! Doamne, cu ce ți-am greșit, doamne, mie nu vine să cred, guys, că am pierdut. E, bă, din păcate, cu mai puțin noroc astăzi, măcar avem shardurile astea, nu mai zic nimica. Ca să vă arăt și istoricul meu de depozit, ia să mergem și noi la sume mai măricele aici. Aveți și data, aveți și ora, tot ce trebuie. Uite, 68 avem o dată, mai avem 115 și mai avem 155 plus 17, adică sunt de-a lungul timpului, chiar m-am jucat și eu pan pe care i-am mai pierdut, i-am mai câștigat. Oricum, tot ce contează și tot ce v-a jucat este că atunci când depozitați pe site, trebuie să vă luați cumva angajamentul, că s-ar putea să și pierdeți, ceea ce s-a întâmplat și acum la mine. Dacă strânge foarte multe like-uri la clipul ăsta, o să încercăm și cu sume mai micuțe de atâta, poate de la 100 scădem la 50, poate de la 50 ne băgăm din nou la 150-200 și tot cu sume de astea mai micuțe pe care cam oricine și le-ar putea pierde, nu cu 1000-2000 cum mai facem noi. Dacă ziceți susținere și vreți să mai încercăm experimente de genul și challenge-uri, de ce nu, eu cu mare drag sunt dispus. Nu uitați acolo să vă băgați la giveaway, link în descriere, este super simplu, este gratis, măcar aici să câștigați și măcar voi să câștigați dacă eu n-am avut astăzi din păcate șansa, și de asemenea să folosiți acolo promocodul să dăm cuțitele alea forță înainte de ziua mea. Acestea fiind spuse, guys, eu am fost Andrei. Vă mulțumesc tare mult pentru susținerea acordată. Sper să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare. Din păcate cu mai puțin noroc astăzi, dar sper că data viitoare, dacă strângem multe like-uri la clipul ăsta, o să avem mai mult noroc. Iar acestea fiind spuse, vă doresc un început de weekend minunat. Pa, pa!